Bună seara tuturor! Suntem din nou la o emisiune la Scandal cu Borodachi, discuții de seară cu Violeta Rudenko și Tonina Deleva. Violeta o cunoașteți, deja este din Breceni. Tonino Deleva este din România. Este un italian care deseori vorbim cu dumnealui și astăzi a propus iarăși o întâlnire să facem aici în emisie. Nu ni s-a primit în direct de pe Facebook și am hotărât totuși să facem de pe zoom.us. Tonino a propus o temă astăzi despre schimbarea banelor. Cardurile apar la mod acum cât mai mult. Așa că, Tonino, îți dăm cuvântul. Mulțumesc! Acum se întâmplă că cu cum arată situația, pare că vrea că se eliminease banii cash. Că rimane toată lumea cu cardul. Asta se vede și la supermarket. Sunt mai multe locuri unde unul plătește e plătește numai cu cardul. Cioè devine mai rar unde unul plătește cu bani. Plătește acum. Tot lucruri moderne sunt frumoase. Però eu vedo situația destul de periculosă. Pentru că se poate baga cineva, tra ghilimele, statul, poate. Acum statul, de multe ori statul e dușman poporul, de multe ori. Noi întotdeauna, però, se poate întâmpla asta. Atunci, a parte fatta che banca o cine trimite cardul stie ce faci cu banii. Asta înseamnă că acolo t-a luat privacitate. T-a luat. Poi se poate și întâmpla că tra ghilimele se poate întâmpla che te pote chantaggia cu cardul. Per esempio, non stio uno non ha platito imposita, a tu te pote blocca cardul. Non spun che si intempla cuma, ma se pote polosi sistema asta, perché asta si intempla cu firmele. Pote che se pote intempla si cu privat. Se pote. A tu asta, fatta asta cu cardul, a me mi pare o lipsa di libertà. Mi pare. Cioè che noi incet perdiamo libertà. Spre asta mergem. Cioè, da, pote che fie folosito in vitor in potriva nostra. Che ei non ne face che il tuo mai molti attuta o se uno ha un problema non te lascia te pedepseste che non te merge cardu per esempio, cioè poi si rischia è rischiant pentru che pote che vine una moneta parallela. E tu che ti carduri le nostre? Eu le-am pregătit a mele trei. Dar dumneavoastră câte aveți? Doamne. Acum e gol. Unu și gol. Noi trei și goale. Da. Da, bine. Nu-l atat, nu-l 3-1. Atunci, cioè, că nu devine tot asta, che non nasce o economia parallela, mi sapete, no? Da. Per esempio,
vede așa. Per esempio, io firmo. Vreau o furtună, no? Cuvânt. Atunci, io per un motivo altro, e faccio solamente un esempio, per un motivo altro, bene, ma esempio asta non è forse promosso da spune, ma bene, io ho spune, no? Ma è non mai un esempio, è non mai un esempio, che per esempio io vi la casa di un donno a sograbire, il vero che fia sograbito. Atunci ce se întâmplă, că eu nu vreau că fiu plătit cu cardul. Atunci eu le pot spune la omul, eu văd că omul are, nu știu, o iepure, o două găine, spune, dar vin două găine, e un iepure. Vreau să adie vântul, vreau să adie vântul, vreau să adie vântul, vreau să adie vântul. Da, Drake, se numește la mine. Che non viene il trueque, ma poi, cioè io credo che hasta pote creare problemi legali con Cucardo, pote distorsionare l'economia, credi io. Acuma non si sente, però se viene un fel di legge che deve platit Cucardo, non mai Cucardo, non mai Cucardo, tutto Cucardo, ahí se credi io che viene programmata di problemi. Se pote fare una moneta parallela. Per esempio, pot umbla dollari, toată viața mea, dar o altă monedă, voi fi bătrân, aruncă-mă la țara mea. Înainte și să auzăm. Vreau să adie vântul. Bun, Europa se grăbește. Și în Italia la fel. Și ea am ușit niște politicieni care vorbesc, mă, ce faci cu banii cash? Că te interesează banii cash? Că plătesc cu card. Nu știu ce vine, mă. A parte che omul face ce vrea, nu trebuie că face ce spune ei, logic. Ma asta, cum se spune, pentru mine e o preocupațiune cu cardurile astea. Cardul e comod, spun că nu. Pero trebuie că lasă și a omul, cum se spune, că hotărește el se vrea bani în card, o bani în cash, o vrea plăti în cash, o vrea plăti în card. Che comunità europeana ne obbliga per noi a plati non mai con cardo e a primi bani con cardo, tu già faccio il repete, faccio se stato ha problemi sequestra tutti i conti corretti della banca, non rimane con conto vuoto. Che fenomeni dell'asta saranno contemplati in Argentina. Tanto te pone una tassa. Perché tutte statele din lumea, vorbesc de tutte, sunt foarte specializate a pune tasele inventate. De grabă ne-or pune chipuri și nouă. Dar eu socot că tare e o metodă ușor de te dus până ne-om da, cum spune cu tot asta. Dar știi că bani nu sunt deja. N-am de retrăit, poate alții retrăiesc ce-or face cu dânși. Tot aici o să fie o sistemă, că numai atâta poți să ai pe card. Mai știți ce ne așteaptă? Tot ori pune vreo lege oricare, tot o să fie. Da, e comod, plătim de acasă, stăm, nu stăm în rând la banc, unii la... de plătit pentru comunale. Da, ba, scuză-mă, Violeta, nu spun eu că nu e bine cardul. Eu nu am vrut că spun asta. Cardul e foarte comod. Pero nu e bine, per exemplu, că cum se vede situația, că vrea că elimina banii cash e unul plătește numai cu cardul, unul are treaba numai cu cardul. Per exemplu, în Italia s-a propus asta de mai multe ore. E poate că vine în direct. Pentru că și când ies la supermarket, atunci se simte că vorbește că spalate pe mâini, că nu știu ce, că virusul, că nu virusul, că da. Pentru a evita posibil ce plătesc cu cardul, că e mai bine, atunci așa te duce a plătire cu cardul. Te duce.
Eu sunt mai mult la antică, eu vreau bani în mână, eu mă gestionez. Și eu trebuie că dau bani la cineva sau la stat, că eu mă gestionez eu cum îi le dau. Și se le dau în terțiare. Plătesc, cum se cheamă, dobândă sau penalizare, però hotărez eu. Da, dintr-o parte, dopo că unul tot să știe ce cumpărături fac, ce mi cumpăr, ce produs mănânc, câtă carne, cât ulei, tot să fie știut de cineva. Da. Adevărat asta. Asta e o invazie, o, cum se spune, o violare de privacitate. Pentru mine, acum... Dar Violeta te-ar aranja cu cardul. Spun, și eu folosesc cardul. Nu-i peste tot cardul. Trebuie chiar de o pâine ce te duci la magazin. Nu sunt toate magazinele, pentru că la noi nu sunt toate. Așa, în marketuri, în market numai cât mă folosesc când plătesc producții alimentare ce să iau. Dar așa nu știu unde sunt. Băgata-i jenșina. Comunalele băgata e. Dacă n-am... Da, bine, nu adu... Achizi cu cartul. Spune-vă, nu adu venit definitiv până acum. Nu adu venit definitiv. Pero acolo vrea că ne ajunge. Că ne aduce ei. La avea cardul pentru tot. Rog spectatorii care ne urmăresc să ne scrie în comentarii, dumnealor, cum îi aranjează, cu card sau cu bani cash? Mulțumim! Dar ia ca bătrânelile, chiar am auzit că s-au făcut card și au dat înapoi să tem, fiindcă sunt... mașenici sau cum se spune, care scot hackerii sau cum se numesc, nu, care scot de pe carduri bani. Sistem bătrânelile, primesc pensii oricare și sistem. Până când, n-am avut probleme noi între așa caz, dar lumea încă sistem. Nu e dat cu așa ceva. Da, a devenit timpul cu o să dea și bătrânii toți. Da. Da, e comod că vine pensia pe cardul ăsta și nu stau în rând la plătit comunalele. Cum îi primim, noi nu-i vedem. Ce îi primim. Da. Asta e. Da, bine, mă tot are pro e contru. Asta e problema. Da, noi îi dăm cum ne vine cifrele, așa și se duc cifrele. Eu nu știu cum se descurcă România acolo, atâtea cifre multe, era mai înainte, acum nu știu. Tot în milioane s-o coate tot. Da, nu mai. Acum un leu nou e 10.000 de lei vechi. Dar lei un vechi... Un euro ar fi... Ar fi 4,8 lei, alincirca, 4 lei nou, o rom, acum nu am înțeles să e leu sau rom. Cineva spune leu, cineva spune rom, atunci mă sunt aproape 5 lei, 1 euro. Ce scuze că mă vine așa pe nasul, dar eu cred că e masca. COVID. De la masca. Masca. Da, atunci, alergie, da, cred că e alergie pe mască, că arunca belușe din asta, atunci mă mănâncă, nu? Nu mă mănâncă ca la pinuc. Dar pe mănâncă și mă tapide. O să dea. Se stică. Tonino, o să cinstiți suică când mănâncă nasul.
o să vă îmbătați. Violeta, o să vreau să zic. Da, cu... bine, nu am nimic acasă, numai apa acum. Nici lapte, lapte l-am băut acum. Se știe că istoria era de Pinocchio, e o storie italiană, ma e adevărat că o persoană că minte, bine, nu e cazul meu, pentru că eu am spus că am o alergie cu maschera ăla, nu? Când o persoană minte, le vine ceva în nas. Pe persoane tinde că se atinge nasul o că se curață nasul, știi? Pe minte, da? Bine, asta da. Că cine minte, se o controlez, vezi că are ceva cu nasul. Când o persoană spune o minciună. Nu știu că legătură are cu creierul, cu tot asta, ma... Bine, nu e că te crește ca storia de Pinocchio, però te ai ceva în nas când o persoană minte. Se atinge nasul sau se scarpina sau nu știu ce. Acum, sau depinde cum ochii se uită tot. O mască în, cum se cheamă, în tela, în pânza, vedem că așa nu trec pe mincinos. Dar ați observat cu măștile acestea, parcă intră în mod acum, cu scrisuri diferite, cu firme, cu... poți să arate de unde presa sau da, poliția, am văzut da, deja. Da, cu tot. După haine, da, am vedut și încă eu. Trici perioada asta și or spune că nu trebuie măștile, dar noi îmi comportam măști, că la modă. Bine, masca eu cred că se va folosi întotdeauna. Și când trece asta, când vine vremea de răceala, eu știu că așa face Japonia, ma non da acum, tot timpul a făcut așa Japonia. Că eu mi-amintesc când ero copil, adolescent, că am văzut un documentar din Japonia, atunci au fost două fete cu mască. E io stio che almeno in Giappone ho fatto un documentario che io ho veduto quando ero adolescente in generale in Giappone umbrava due fette con maschera e attuncia il presentatore spuneva che fette alle maschera perché sono recite alle reciala e ieri non vrea che altre se buona veste. Cioè almeno in zona era non è nota. Pote che rimane la noi, indifferentemente del virus o asta che non si legge di mica. Este cineva che spune che non è nimica, c'è l'altro spune che va a chiamare, c'è l'altro spune che muore lumia, c'è l'altro spune che non ha morito nemmeno per acuma, uno non si stia nimica de. Mor ăștia care sunt agravați, au alte boli. Da, more, da, am auzit. Diabetes. Acum. Diabetes mi pare. Da, ma el poate mori și, cine mori așa poate mori și de răceala normală, se e pentru asta. E și se nu e vindicată bine, poate mori. Oricine, de răceala normală. Asta e logic, ma un lucru che mi sospettisce forte molto è che dottor Wasta premio Nobel per medicina, un francese. Come non stio il nome di lui, ma stio che è premio Nobel di medicina. E ha spus che io non se vaccinasse. Ha spus. Iată, astăzi au venit și la noi în Moldova vaccini. O să înceapă vaccinările. Ai văzut, Valentin? Da. La noutăți. Da, bine, mai e un vaccin că nu e... Vaccinul nu e, cum se cheamă, aprobat bine. Face experiențe cu noi, face, cum se vede. Poi,
se doctorul asta care a câștigat premiul Nobel pe medicină, el nu vrea că e împotriva vaccinului ăla, e are motivele lui. Non è un meccanico d'auto o un ingegnere di costruzione che è tutta alta triaba, è un dottor forte buon, riconosciuto. Se non avessi un dottor forte buon non avessi castigato premio Nobel per la medicina. E io è un po' triste. Tutta lume salvezza. Fac bani, afaceri cu medicina în timpul de față. Nu vedeți că așa e operații scumpe, mai ales pentru copii, pentru, chiar și pentru mături. Fac așa niște prețuri ca să plătești o operație. Medicina acum parcă e la putere. Fac business cu noi. Asta e. Dar păi la o farmacie chiar în Briceni am făcut filmulețul. Într-un magazin 30 copeici, dar în altul 6 sau 5 acolo mască. Da, în toate diferite. Peste 10 metri. Da, în toate diferite. Eu ce vroiam să vă caut? Aici este, iată eu, seara, de exemplu, adică noaptea, când dorm, așa m-am dat în ultimul timp ceva cu muzică, oricineva să vorbească, ori sunetul trenului unii chiar. Dar eu pun asta, tare muzica bună, unde, iată, scrie, dacă intrați în YouTube, live coronavirus, pandemic, real time, das board, oriceva așa scrie, adică real. Și am să vă dau o cuș, adică am să vă arăt ecranul mare. Da. Și o să vedeți și ce muzică acolo. M-am uimit. Eu am intrat prima dată când a biruit Maia Sandu. Și așteptăm tot rezultatele astea. Și am intrat și așa mi-a plăcut muzica. Zic, stai că muzica aici așa e leasă, e... încerc să știi că în YouTube apare muzica acum, eu la caut în spaniola și apare muzica terapia că durease și 8 ore 10 ore că uno o pune mentre dorme. Iată, vedeți asta? Să arată la voi. Să arată. Apie că să știți. Și uitați-vă, mie 1869 să uit. Iată așa. Nu știu dacă știți instrumentul ăsta, demonstrația ecranului. Am văzut și eu. Bine, totuși până la urmă sunteți, ca să nu fie cardurile astea, dacă am luat, gătim discuția cu cardurile. Nu sunt eu că fie eliminat cardul. Cardul e foarte comod, recunosc eu. Eu ce am vrut că gândesc e că nu vreau că devine un instrument de șantaj pentru omul. Vedeți că aici control. O să arăte tot și impozitele și pe multă lume nu o să-i aranjeze că impozite de la fiecare lucru. Dacă lucrezi mai mult ceva, o să și impozitul mai mare. Da, eu cred că poate fi și probleme. Acum cheltuiele cu cardul nu știu la voi, în Republica Moldova, dar aici în România cred că majoritatea nu plătește comisiune. Dar la noi în Italia se plătește cum? Acum nu cred că va fi în eterno că nu se plătește comisiune. Atunci, se tu ai castigat 100 de euro, asta e un exemplu banal,
però è ho fatta matematica. Se tu hai €100 in carta, che tu incep che plates aici acolo, no? Cu commissione che te scotte banca, non mai hai €100. Dar încă una, okay. Eu am grijă de bețivi care sunt. Azi o sticlă, mâine o sticlă, pui mâine și acolo să arată tot ce cumperi. Și cum o să iasă din situație? Da, cu ieră, să arată suma care e... Da, dar acolo rămâne tot în pamete, în mintire, cum se spune. Tot luna ce-ai luat sau tot anul undeva, cineva și râde și observă numai. Ce cumpără Violeta, ce mănâncă, da, ce... Poate fi folosit împotriva ta. Poate fi și folosit împotriva ta. Așa. Vorbesc că... teoretic. Nu da. Că... Poți să întrebi de unde așa venituri ceva. Trebuie de schimbat magazinul, nu mă în fermele. Da. Da, asta și asta e. E poi, cum eu te-am spus că... Să cineva... La mine Cum mi-a făcut una observație, eu zic că am făcut acolo, nu știu cu ce, un filmuleț cu niște, stați la mine și lumina se gătește. Niște covrigași, de 9 lei, dar principalul cu 7 lei era, dar eu zic că 9 lei. 2 lei au adăugat, dar una au scris comentarii, mare cumpărătură ai mei făcut. Mare, fiindcă du-te într-un magazin, 10 lei lasă în altul, în altul, pentru filmarea asta tot filmezi și vrei ceva să cumperi, să arăți asta. Cât îți trebuie să pizi bani, de într-o lună, de într-un an? Da. Eu încerc să conectez aici cablu. Și acum stați acasă, domnul Tănină? Da, acum da, sunt le 11, noaptea aici, unde vrei că merg. Poți să vă transferăm niște bani, poate n-aveți ce mânca. Mă puteți și transfera, nu e problema, mă puteți transfera și eu blondă. Principalul ghide că aveți card. Lasă că glumesc, am glumit. Da, așa e acum. Bine, Violeta, poate vrei să accentuezi ceva la tema asta? Și să, eu m-am accentuat când mai mers. Nu știm și ne așteaptă. Dintr-o parte e bine, dar dintr-o parte nu e bine, ca să n-ai bani în... căș sau cum spune lângă tine. Nu știu. Poate te duci la un copil să-i dai un 5 lei ori un 10 cât astea. Cum să-i dai? De pe carte transfera pe copil. Trebuie și copiii să aibă carduri. Eu chiar azi am văzut publicitatea la o bancă. Era scris carduri pentru copii. M-am mirat, zic, iau de. Serios? Da, la ce bancă asta, ce ultimă în Pincom Bank. Era publicitate, dar eu, hai că eu cardul ăsta, eu de exemplu sunt copil de 7 ani, clasa 1, cum spune. Și dacă n-ajung acolo, trebuie să rog pe cineva, hai spuneți-mi și eu trebuie să-i spun codul. Ori trebuie să-i pui un scaunel acolo să ajungă. Interesant sistemă. Dar ce vă pare? Copiii unul de la altul n-ar fura carduri? Asta jos. Dar apoi, știi, a fost un timp că nepoții luau cardurile la bunici și duceau și scoteau de pe card și bunicile se văitărau că nu le-s banii. Era așa un timp, chiar mai anul trecut, așa a fost. Da, cazuri. Îți închipui, Violeta, vine fiul tău o casă și spune că m-am furat cardul. Ce-i faci? Sau că în filmul îl spasibă Bogu.
îl reînnoiești. Da, restabilește. Dar dacă la atâta lume trebuie să aștepți iar vreo săptămână, două? Nu, da, e așa la două săptămâni. Acum automat îți fac. Dacă îți treci data expirează, dar te cum automat îți fac. Deci. Totuși, care sunt mai delicate? Văd că am și Visa și Mastercard. Una, nu știu de ce e cu transferurile astea, apoi așa e făcut un card că o persoană, dacă vrea să transfere niște bani, mai puțin de 200 de lei, nu poate. Și am întrebat, de ce așa e făcut? Apoi așa ați ales. Bine. Deja la de la Agrobank. Da, 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 mi se pare că... În Italia nu vă întoarce, Stonino. Acum trebuie că vezi cum e situația, că non mi face fa quarantena acolo e quarantena che vina poi. Non stio cum è situația la noi, schimba forte adesso. Atunci odată m-a spus că când ajung în Italia te face tampon e trebuie că aspet două zile răspunsul. O che sembra che fa quarantena, o che non succede, attunci a... Da, da voi che sta in Romania mai molto. Bene, io ho in casa aici, ho in sinistra proprietà, ho un copilo aici. Non è che sono un singolo. Că de astăzi cine pleacă de la noi din țară după hotare, de acum nu stai în carantină. În carantină. Da. Și de pe 15 mi se pare că scoate. Trebuie văzut în Italia ce se întâmplă. Asta nu știu. Se mai face, nu face. Acum la noi s-a schimbat, iar s-a schimbat președinte. La noi s-a schimbat președinte așa cum la unul se schimba ciorapi. No? La noi nu dură mai mult de un an cu președinte. În Italia? Da. E ca să mă întreb cineva cine-i președintele. Chiar nu știu. Sau stăia... Înainte tot știi ei. Învățai de la istorie. Fidel Castro cu Iacubi, dar nu știu nimic. Era cumva mai răspândit prezidentul italian, dar acum nu știu și nu prea tare. Cine e acum? Acum este unul, atunci poporul italian, majoritatea e de dreapta, ma numai că comanda stângă. E stângă le inventiase de toate că nu merg la vot. Perché stia che rimane fare a scaune, stia scegliere il porte bene. Schimbo toți. Cum vreau, vine unul la putere. Era un film. Chiar опять власть меняется. Așa să ieși la noi. Vine cineva la putere, fiecare coluie restricții, coluie spași. Da. Mai ai plecată la Macron, la Franța. Se ducă ei în vizite, dacă în țară bărădăcel. Bine, dacă doriți, putem să închidem pe astăzi așa un scurt. Am făcut o emisiune scurtă, o discuție. Da, da, ați văzut din ori China, ori Japonia, cine a făcut mască, că eu vreau să vă spun, de un milion de un milion de cu diamante, de euro.
sau dolari, nu știu. Cine cred sunt că foarte? Mult în vitrină o să fie. Ei, cred că au făcut un unicul exemplar. Va bine, ma eu nu am știut că diamantul o preste virusul. Dar păi aurul tot curăță, de ce lingura la preoț, când te duci la pristoit, cum spune acolo, păi e de aur și ucide microbul. Mă nu știu care. Bine, mă, și de inox ucide microbul. Nu numai aurul. Și inox și cred că e și argint. Da, argint da. Face bine la apa. Da. Lasă eoni, iar el spune că face bine. Bine, încheiem cu aceea că totuși până când vor fi carduri, vor fi bani, cash, lumea până s-a dat, așa și la noi când au apărut leii, dacă țineți minte, nu eram dați, zicem, bani, ruble, câte... Ruble, s-a dat lumea până la urmă, s-a dat, nu mai zice nimeni acum că sunt curce, zic. Da, așa că vom trăi și vom vedea. Eu vreau să vă mulțumesc totuși că v-ați jertvit o leacă de timp și am discutat că dacă nu s-o primit pe Facebook astăzi, ne s-o deschis alt cale și așa că căile Domnului totdeauna s-a deschis care vrea. Bine. Da, mulțumim, okay. Tonino Dileva, Violeta Rudenco. Mulțumesc. Mulțumim, am fost astăzi. Mulțumim, sară bună. Așa singurați, le urâți, stau de vorbă. A. Da. Chiar că trebuie să îngurați. Nu e urât, lecție am făcut. Da. Sară bună. Seară bună. Seară bună. Ok. Seară bună. Ciao. Noapte bună. Ciao, ciao. Noapte bună.